Bună, sunt Daniela și vă mulțumesc că sunteți prezenți alături de mine pe canalul meu de YouTube. În minutele ce vor urma, să mă opresc asupra unui subiect interesant și am să vă vorbesc despre descrierea Mântuitorului. Pentru a ne convinge că Domnul nostru Iisus Hristos nu era un om simplu așa cum îl descriu unii și că învățătura lui nu este o învățătură omenească, ci cu adevărat dumnezeiască și că Iisus a existat și există cu adevărat, trebuie să luăm cunoștință de alte multe dovezi din istoria lumii care ni le arată și de câteva scrisori descoperite în veacul nostru la Roma, în arhivele cezarilor, unde se poate vedea cum era considerat Iisus pe vremea aceea. Pentru aceasta m-am oprit asupra scrisorii raport a lui Publius Lentulus către împăratul roman Tiberius. Scrisoarea lui Lentulus este o epistolă de origine misterioasă care a fost publicată pe larg în Italia în secolul al XV-lea. Scrisoarea a fost publicată pe scară largă și a fost luată ca martor ocular pentru o lungă perioadă de timp. A oferit de asemenea diversilor artiști un model pe care se bazeze chipul și înfățișarea lui Iisus Hristos. Se spune că împăratul Tiberius al Romei de atunci primea din partea iudeilor, din partea preoților și a cărturarilor mai multe scrisori, cum că există un personaj în Judeea care tulbură neamul și care instigă pe popor împotriva Imperiului Roman. Astfel că împăratul Tiberius a cerut senatorului Publius Lentulus să facă o investigație amănunțită să vadă cine este cu adevărat Iisus Hristos. Să vedem ce ar de spus senatorul. Majestății voastre și stimatului senat al Romei, din partea senatorului Lentulus Publius Proconsul, salutare! Am aflat că doriți să știți cele ce acum vi le comunic prin această scrisoare. Trăiește aici un om care se bucură de mare faimă, anume Iisus Hristos. Poporul îl numește profet al adevărului, iar ucenicii zic că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul și toate cele ce au fost și vor mai exista în univers. Și într-adevăr, împărate, în fiecare zi se aud minuni din partea acestui Iisus Hristos. Printr-un singur cuvânt El dă viață morților și sănătate bolnavilor. Este de statură mișlocie și de o frumusețe fără seamă uimitoare și seamănă cu mama Lui, care este cea mai frumoasă femeie din lume. Părul Său este ca luna coaptă și coboară până la umeri. Se împarte în două prin mijlocul capului după obiceiul locuitorilor din orașul Nazaret. Fruntea Lui este lată, exprimând inocență și liniște. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe fața Lui puțin rumenă. Nasul drept, buzele subțiri, expresia nobilă nu prezintă niciun argument pentru vreo critică logică, iar barba Sa bogată și de aceeași culoare cu părul este lungă și se desparte în două prin mijloc. Ochii Săi sunt albaștri vineții, blânzi și senini. Privirea Lui este însă așa măriață, încât insuflă respect tuturor celor care Îl privesc și care se văd siliți să-L iubească și să se teamă de El. Lumina reversată de fața Lui este ca lumina soarelui, așa încât este cu neputință a o privi cineva mai îndelung. Inspiră teamă acea lucire. Când însă povățuiește și sfătuiește, face aceasta plângând și atrage iubire și respectul ascultătorilor. Se asigură că niciodată nu a râs, dar ochii Lui veșnic lăcrimează. Brațele și mâinile Lui sunt foarte frumoase. Este foarte plăcut când vorbește, dar foarte rar iasă în lume. Cât despre învățătură, El atrage atenția întregului Ierusalim. Cunoaște perfect toate științele fără a fi studiat vreuna. Călătorește de sculț sau încălțat în sandale romane și cu capul descoperit. Se vorbește pe aici că asemenea om nu s-a mai văzut până acum prin părțile acestea. Mulți iudei îl consideră chiar Dumnezeu. Alții îl denunță că lucrează contra legilor majestății voastre. Mă revolt foarte contra acestor iudei pismași. Omul acesta nu a cauzat nicio nemulțumire niciunui om, niciodată. Scrisă la Ierusalim, grupul 10, luna a 9-a, al majestății voastre, preasmerit și supus servitor, Publius Lentulus, proconsul.
Această scrisoare a fost descoperită în Anglia, într-o bibliotecă particulară în jurul anului 1865. A fost publicată inițial într-un cotidian englez, apoi într-o revistă bulgară cu titlul Nova Svetlina Izlaveslovie, de unde a ajuns să fie tradusă în scurt timp și în limba română. Incredibil! Cum a fost descris Iisus Hristos de contemporanul său Publius Lentulus? Chiar dacă toți îl cunoaște pe Mântuitorul într-un singur fel, grație reprezentării pe care au lăsat-o biserica prin icoanele sale, o descriere a lui Iisus este acum publică.